Potrivit presei naționale, nici măcar 2% din populația României nu donează sânge. Începând de astăzi, 4 iulie, sub egida Crucii Roșii, începe o nouă campanie națională intitulată, în mod sugestiv, N-avem sânge. În ultimii ani, la Roman, numărul donatorilor a scăzut. Numărul donatorilor este în continuă scădere la nivel național, mă refer, deci nu neapărat la noi. Iar nevoia de sânge este continuă, și din păcate din ce în ce mai mare, pentru că vedeți și dumneavoastră că se întâmplă zilnic accidente, sunt boli incurabile foarte grave, care necesită cantități foarte mari de sânge. Iar apropo de trezit, Probabil în momentul în care cineva drag din familia noastră are nevoie neapărată de sânge, abia atunci conștientizăm cât este de importantă această pungă de sânge. Sincer, să știți că o spun cu tristețe, numărul de donatori este în scădere. Să încearcă să organizeze tot felul de campanii care, mă rog, sunt mai mult sau mai puțin de anvergura la care se lansează. Dar dacă, exact cum am mai spus, dacă s-ar conștientiza cât este de importantă o pungă de sânge, din care, bineînțeles, că se pot face mai multe produse, cu o pungă de sânge o luăm așa ca atare, dar din punga aceea se pot face două până la trei produse de sânge dintr-o singură pungă, din care pot beneficia trei bolnavi total diferiți. Din păcate, cei mai mulți conștientizează cât de importantă este o transfuzie de sânge abia când se întâmplă ca o persoană apropiată sau o rudă să aibă nevoie. Punctul de recoltare a sângelui din Roman așteaptă cât mai mulți donatori care vor să schimbe în bine viața sau viețile unor persoane aflate în impas. În punctul meu de vedere, cred că este trist că se mediatizează numai cazurile unor vedete, cazurile unor persoane publice. Înseamnă că ceilalți care n-au această șansă, păi, până la urmă nici nu pot beneficia. Beneficiază, categoric beneficiază, pentru că niciun bolnav nu a fost lăsat în spital fără sânge. Că să amână intervenția, dacă se poate, să mă aduce eventual, nu știu, să apelează la centrile din jur, dacă nu există o anumită pungă de sânge. Dar beneficiari ar trebui să fie toți în mod egal. Îi așteptăm de luni până vineri. Recoltarea se efectuează de ora, ora șapte la ora 7 la 10 jumătate, asta ne că la 10 jumătate gata, am scos acul din vernă și am terminat. Și sunt bineveniți toți cei care vor să facă gestul pentru că nevoie este continuă, pentru că sângele este un produs care are termen de valabilitate, iar cererea este foarte mare, pe când oferta este, mă rog, da. Potrivit datelor Institutului Național de Transfuzii, în toată țara se donează în fiecare zi aproximativ 1.500 de pungi de sânge, o cantitate extrem de mică în condițiile în care numai în București este nevoie de 1.000 de pungi zilnic. Din această cauză, în momentul de față, mii de pacienți sunt în pericol.